Vivi Răchiță, venit direct de pe stadionul din Ploiești. Bine ai venit, Vivi. Bine, te-am găsit, este cu rectificare. Grozav a marcat, nu, Hanca. Grozav a marcat. Deja mă gândeam... Ai rămas cu Hanca, l-ai văzut? Mă gândeam exact la imagine, la final. Eu bolnav că luam medicamente în dimineața. L-am văzut și... Sunt prea calm? L-am văzut și în Cârje când a venit. Am discutat cu medicul echipei Petrolul, cu domnul doctor Miu, și este o întorsă de gradul 2. E foarte, foarte grav. Ea imunizat piciorul, ligamente, ceva, nu poate să știe. Asta s-a umflat, pentru că s-au spart vasele de sânge, imediat s-a umflat glezna, i-a imobilizat-o și cred că astăzi, dacă nu mâine, o să meargă și la o investigație. Sperăm să nu fie ceva mai grav. O să încercăm să luăm legătura și cu Hanca, să vedem exact cum s-a simțit noaptea de după accidentarea de ieri.